Dacă prima nu te pictează, cu siguranță că Sandra Adriana Șerban o să-ți facă un body painting. Să sperăm că la proba de aptitudine a ales să picteze ceva, nu neapărat pe cineva. Trecem la concurenta cu numărul 11. Teodora Pilaf din Brăila. Este în vârstă de 21 de ani. Născută în zodia Gemenilor. Studentă la Universitatea București la geografie. Iar ca hobby-uri, iată, îți va satisface ție plăcerea de a vedea un picior frumos, fiindcă hobby-ul ei principal este shopping-ul, dar și călătoriile, dansul și muzica. Bine, o să o rugăm să danseze pe muzica ta. Deci este studentă la Universitatea București din Constanța, da? Vedeți, dacă nu sunteți atenți, o să le încurcați, așa cum fac eu acum. Numai că eu am fișa în față și o invit în fața dumneavoastră pe Mihaela Cristina Țane. Este din București, are 18 ani, zodie săgetător, iar ocupație model. Era și un cântec. Fata mea este model. Sau nu? Hobby, călătoriile, probabil tot spre, în drum spre shopping, călătorește prin mall. Prin traficul cumplit. Să fim foarte atenți, da? Să le notăm corect, să punem pariuri, puteți să le votați, puteți da SMS-uri la numărul meu de telefon. Este foarte important că telespectatorii, fără să vrea, devină parcă un juriu autentic și își aleg și ei preferatele. Numărul 13. Deloc ghinionist astăzi, Sorina Alexandra Frunză. Ea vine din Galați. Este în vârstă de 17 ani, născută în zodia Scorpion, elevă la liceul particular Marin Coman. Iar la hobby-uri, ce ne facem, Gabriel? Shopping-ul este la mare căutare astăzi. Eu zic să facem chetă, să strângem bani, să le dăm fetelor, să le vedem cum defilează prin mall și ce cumpără și cum își îndeplinesc și satisfac hobby-urile. Călătoriile și modeling-ul sunt celelalte două hobby-uri ale concurentei. Și ultima domnișoară de pe lista mea, Mihaela Vărariu, este din Reșița, are 19 ani, este o balanță zâmbăreață și este studentă la kinetoterapie. Ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să te ferești să punem mâna pe tine. Bine, stai tu mai aproape de ea. Hobby, sport. Și sper că nu sport extrem, așa cum fac eu, sport extrem de rar. Sunt tare curios ce sport a făcut în copilărie de a crescut așa mult. Pot să răspund eu? Aruncarea greutăților pe spinarea părinților. Ce am câștigat?